Bună tuturor și bine ați revenit pe pagina mea de YouTube! Antrenamentul de astăzi este un antrenament pentru picioare care te va ajuta să îți lucrezi picioarele acasă. Sunt 10 minute intense, eficiente și te vor ajuta să îți tonifiezi picioarele, să le dai o formă mai frumoasă. Pentru acest antrenament vom folosi o gantelă, cea pe care o folosesc eu este de 7,5 kg. O să las un link și un cod de reducere în descriere dacă vrei să o verifici. Dacă nu ai gantelă în momentul de față, poți să improvizezi, poți să folosești o greutate pe care o ai în casă sau puțin echipament, cum ar fi o pungă cu făină, o sticlă cu apă, ceva ce este puțin mai greu. Exercițiile vor fi 40 de secunde, avem 20 de secunde pauză între exerciții. Înainte să trecem la treabă, dacă ești nou aici pe pagina mea de YouTube, nu uita să apeși pe acel buton de subscribe. Postez aici antrenamente noi în fiecare săptămână. Te voi ajuta să obții corpul dorit lucrând de acasă, așa că nu ai vrea să ratezi niciunul. Acum, haideți să începem. Foarte bine, începem cu primul exercițiu din picioare. Punem gantera la piept, picioarele puțin depărtate, nu foarte mult, deci ne ducem jos în genoflexiune, apoi ne îndreptăm ușor în sus. Vom repeta 40 de secunde și vreau să te duci cât mai jos în genoflexiune. Vom ține picioarele drepte, de aici ne plecăm cu gantela în față, pe lângă picioare, apoi te îndrepți ușor în sus. Nu vreau să ții picioarele foarte drepte așa, dar drepte cu genunchii relaxați. Te apleci, te îndrepți ușor în sus, trebuie să simți exercițiul pe partea din spate a piciorului. Din spatea piciorului, ne vom pleca ușor în față, picioarele drepte, apoi revenim ușor din poziția din care am plecat. Vom repeta 40 de secunde. Însă nu duci piciorul foarte în spate și doar puțin. Pandare, revii ușor. Te duci cu genunchiul cât mai aproape de saltea. Going crazy for you tonight.
exact la fel pe celălalt picior. Fandare, însă nu foarte lungă în spate și fandare aproape de piciorul din față. Din nou 40 secunde, te scurgi de minune, suntem la jumătatea antrenamentului și vreau să stai cu mine până la sfârșit. Cu ambele mâini la piept, picioarele apropiate, ne ducem în genoflexiune cât mai jos, ne îndreptăm ușor în sus. Vom repeta 40 de secunde. Underneath rays of gold, your body oh so close, no I can't forget no. When I saw you on the dance floor, oh I saw you who saw me first. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, you can catch your name out of this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. Girl, you should wear a name tag, that's the only way that I can show you. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People gonna say when you walk by, girl, you should wear a name tag. Foarte bine! Următorul exercițiu, lucrăm doar pe un picior, facem o fandare în spate, revii, apoi fandare în spate, în lateral, revii. O dată în spate drept, o dată în spate, în lateral, cu mișcări ușoare, te duci cu genunchiul cât mai aproape de saltea și repetăm 40 de secunde. Cause I need you on the dance floor, 4 a.m. and we go home. I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts. I didn't realize the danger, cause you're the end of the rainbow. And the music was so loud, didn't catch your name over this crowd. Girl, you should wear a name tag, cause all I wanna do is to know your name. 15 secunde. It's the only way that I get your name. Girl, you should wear a name tag, it's too important to be your name. People go insane when you walk by. Girl, you should wear a name tag. Foarte bine, voi repeta exact la fel pe celălalt picior. Fandare în spate, fandare în spate, în lateral, cu mișcări ușoare, te duci cu genunchiul cât mai aproape de saltea. Cu următorul exercițiu, picioarele puțin depărtate, puțin mai încolt, vom face genoflexiune cu gantera printre picioare, vârfurile de la picioare poziționate în lateral. Cuprinzi gantera cu ambele mâini, te duci ușor în genoflexiune, revii. I'm trying my best to hold on, but I feel myself giving. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. I don't wanna change who you are. The things you say is always one step too far. But I know that I've played my part. 15 secunde de descurs de minune. Foarte bine!
Genul flexiune normală, din nou cu gantera printre picioare, te duci în genul flexiune, dublăm mișcarea, apoi te ridici pe vârfuri, revii pe talpă și te îndrepti în sus. Genul flexiune, dublăm pe vârfuri și înapoi sus. And start again. Don't give up, we're holding on. For what it's worth, I'll try to change. We can't fix our broken hearts. Loving me is not so goddamn easy as I think. You try your best to hold up, but I see you giving in. You know that we shouldn't keep it up like this. We hurt each other's feelings on and on. Foarte bine, acela a fost ultimul exercițiu din antrenamentul de astăzi, nu știu voi, însă eu l-am simțit foarte, foarte bine. Acesta este un antrenament pentru picioare pe care poți să-l pui în practică acasă, dacă vrei să îți lucrezi picioarele, să le dai o formă mai frumoasă și să le tonifiezi. Pune acest antrenament în practică minim de 2 ori pe săptămână și îți promit că îți va aduce niște rezultate foarte bune. Voi lăsa un link către gantera pe care o folosesc eu, plus un cod de reducere în descriere. Nu uita, dacă ești mai aici pe pagina mea de YouTube, să te abonezi. Postezi aici antrenamente noi în fiecare săptămână și nu ai vrea să ratezi niciunul. Spor la antrenament în continuare, iar noi ne vedem data viitoare. V-am pupat!